În încercarea de a se ascunde de ochii trecătorilor pentru a-și face nevoile, chiar în zona centrală a orașului, trei tineri s-au confruntat cu o imagine de coșmar. Într-o structură de construcție abandonată și transformată în toaletă publică de către oamenii străzii, zăcea cadavrul unui bărbat. Unul dintre băieți a anunțat imediat poliția locală, care a ajuns prima la fața locului. Acum o jumătate de oră am vrut să mă duc ca la toaletă, mă rog, și dânsul, omul care este acolo jos, era lungit și nu mai respira, doamne, era, pur și simplu era negru la față. M-am speriat, a oprit-o un logan de poliție și am anunțat imediat ce s-a întâmplat, că l-am văzut pe dânsul acolo, lungit jos. Iar dânsul mi-a spus, nu mai stați acum, îndepărtați-vă, nu mai stați aici în locul ăsta deocamdată și dacă e ceva, veniți înapoi ca să vă luăm o declarație. Era mort sau dădea semne de viață? A dat și semne de viață, o singură dată a mai respirat, i s-a ridicat burta în sus și la urmă s-a oprit. Definitiv, n-a mai respirat. Odată ajuns și la fața locului, cei de la poliția locală au împrejmuit zona până la sosirea ambulanței și a serviciului criminalistic. M-am deplasat la fața locului, am constatat că într-adevăr cetățeanul era decedat, am sunat la 112, am anunțat direcția poliției locale. Și în câteva momente, 5-7 minute, s-a prezentat echipajul de poliție local, am asigurat zona, așteptând să vină cei de la criminalistică să facă demersul mai departe. S-a prezentat și ambulanța, a constatat decesul și mai departe organele abilitate o să continue cercetările. Cei de la ambulanță au constatat decesul, în timp ce laboratorul criminalistic mobil a efectuat primele cercetări. Cadavrul bărbatului a fost transportat la morga spitalului pentru necropsie. Bărbatul găsit mort este din Giurgiu și are 56 de ani. Moartea bărbatului este suspectă. TV Giurgiu a aflat pe surse informații explosive despre acest caz pe care le aflați în jurnalul de mâine.